Prima zi, târgul de produse tradiționale aici, chiar în centrul municipiului Târgu Jiu. Târgujenii sunt așteptați să cumpere produse din lapte, din carne tradiționale și chiar miere. Aveți de unde alege. Florin Inila a venit din Constanța la târg cu dulciuri, printre care și miere tradițională făcută după o rețetă tradițională. Diverse sortimente de miere, lăptișori de matcă, tinctură de propolis, bombonele dropsuri pentru tuse, dureri în gât, răceală, cătină, siropuri, cătină simplă, fără miere. Prețurile, exact ca acum un an, doi, aceleași prețuri, deci nu au mai crescut prețurile. Cu toate că prețurile celelalte cresc, noi deocamdată le-am lăsat așa. Deocamdată e prima zi și deocamdată mai puțin. Vedem, sperăm, până duminică, după amiază, că suntem aici, sperăm să fie ok. De unde veniți? De la Constanța. Produse recomandate pentru răceală în sezonul acesta? Aveți diverse și polen, de toate, polen curt, polen uscat, cătină simplă, cu miere, diverse creme, șerbeturi, siropuri, deci avem de toate. Un producător din județul Argeș, Rada Valerică, oferă cumpărătorilor diferite produse din carne de porc, gen cârnați, pastramă, mușchiuleț, șunculiță, ciolan afumat. Tot ce rezultă de la porc, adică șoriș, pastramă de porc, pulpă de porc, mușchiuleț, cârnăciori, tot ce rezultă de la porc, ciolane afumate, tobă. Prețurile sunt exact cum a venit de acum 2 ani de zile. Tot prețurile sunt 38, 40. E prima zi când a venit puține, dar sperăm să vină mai mulți. Tot avem aici, puteți să gustați din produse, toată marfura nu se degustă. Și produsele din lapte sunt la înălțime în piața țărănească. Sunt de la Câmpul Lung Mușel, am venit cu produse de brânzete, lactate. Telemea de oaie, telemea de vacă, urdă dulce, brânză de burduf, caș afumat, caș caval, cam atât. Arată foarte bine, sunt delicioase, tradiționale. Sunt tradiționale, nu se vede la ochi. Doar vă uitați și să vede că nu le găsiți în magazin. Avem telemea de oaie veche maturată la 25, telemea de vacă la 18 lei, urdă dulce la 15, brânză de burduf la 30 de lei. Cumpărătorii s-au ivit imediat în prima zi a târgului, chiar de dimineață. Am venit să iau niște nucă cu zahăr ars. Nu prea aș avea voie nici vârsta, nici diabetul. Glicemia, dar cât un pic de gust trebuie să încurajăm și producătorii noștri. Că dacă toți trecem pe lângă tarabe și nu le acordăm atenție, săracii noștri. Au făcut și cu ochiul, arată bine. Da, arată foarte bine, știu că sunt de casă și sunt bine făcute, am toată încrederea și trebuie încuraja și ei să mai facă. De asta am întrebat, că eu am diabet și nu știu care miere este pentru diabet. Și oamenii ascultă, asta de salcâm este și de-aia mă uitam să... Și cât este borcanul? Păi, nu știu, de asta mă... Când e borcanul ăsta? 30 de kilogram sau... 13 lei porcănelul mic, de 400 de lei. 300 de mii. Da. Și cumpărați și ce faceți? Nu, cumpăr că n-am bani. Altă dată. Nu vă permiteți? Nu pot să-mi permit. Pensia mea e vai de cap. Produse tradiționale. Da? Bune, gustoase? Foarte gustoase, da. Arată mult mai bine decât cele din magazin, așa da. E? Da. Da? Și ce ați cumpărat? Șunculiță. Aceea făcută cu usturoi fiartă, exact, da. Bună. Da, foarte bună. În centrul municipiului sunt producători din toate zonele țării, Arad, Maramureș, Botoșani, Brașov, Constanța și Vrancea. Toate produsele sunt naturale și tradiționale.